Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cât e țara în lung și în lat. Iată că în această seară m-am prezentat în fața dumneavoastră îmbrăcată în straie populare, pentru că nu este nimic întâmplător. Drumurile cântecului mă poartă prin țară, așa cum spune și titlul emisiunii, în lung și în lat, așa cum și pe invitatul meu din această seară, prin meseria pe care o are, să știți că și el este tot pe drumuri, însă nu umblă pe drumuri degeaba, pentru că de fiecare dată culege roade pe acolo pe unde poartă nestematele năsăudului nostru frumos. Și ca să nu vă mai țin așa în suspans, dați-mi voie să spun bună seara și invitatul meu, Menuț Maximinean. Îți mulțumesc din suflet pentru că ne-ai trecut pragul pentru prima dată în noua noastră casă. Bună seara, bine v-am găsit, te felicit pentru emisiunile tale, deși au fost puține, pentru că n-ai debutat de mult aici, au fost bogate în conținut, le-am urmărit pe toate, o felicit pe Iulia și pe întreaga echipă, am văzut aici, am redescoperit oamenii dragi cu care am colaborat de-a lungul timpului și sunt convins că aici binele va triumfa și partea aceasta legată de tot ceea ce înseamnă profesionalism, de tot ceea ce înseamnă până la urmă cultura noastră adevărată, pentru că acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem și voi o faceți foarte bine. Și nu întâmplător, poate și eu am venit în costumul popular astăzi, că mi-este drag, îl port de fiecare dată cu cinste, pentru că eu consider că și intelectualii trebuie să-și ducă mai departe lada de zestre. Eu în costum popular mă simt foarte bine, dar nu întâmplător, pentru că noi de-abia am ajuns, că am fugit de la un eveniment amândoi, un eveniment foarte, foarte frumos pe care radioascultătorii noștri o să-l vadă în curând, dedicat unui om drag pe care tu l-ai avut aici în emisiune. Cristina, iată, pentru prima dată eu sunt la tine în emisiune și îți mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag și nu-mi vine să cred. Știi, uite, acum... Că de obicei era invers. Da, da, și acum fiind așa în suspans, cum am venit, am și întârziat puțin, deja îmi derulează în minte tot felul de idei. Cum să încep emisiunea? Ce să te întreb? Ce ar trebui să te întreb pentru prima dată? Pentru că tu ai făcut atâtea lucruri frumoase pentru județul Bistrița Năsăud. Ai cu ce să te mândrești și nu doar prin asta, dar și prin meseriile de bază pe care le ai tu și dăm voie să le și menționez. Jurnalist, etnolog, scriitor, președintele ziarului Răsunetul, ești și președintele Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud. Deci, uite cum atâta de multe meserii pe care le ai și toate sunt făcute foarte bine, pentru că unii spun, ei, faci mai multe lucruri odată, nu te alegi cu nimica sau nu faci niciun lucru bun. Cum reușești să-ți împarți timpul pentru toate aceste meserii pe care le ai tu? Fac doar lucruri care cumva se pliază unul după altul. Probabil mulți se miră sau se întreabă, a, păi vine și ăsta și înșire atâtea titluri. Fac doar, n-aș putea să lucrez în inginerie, nu mă pricep, de-abia îmi schimb un bec acasă, pentru că pe latura asta nu mă pricep la alte lucruri, nu mă bag în politică niciodată, că nici nu mă pricep și nici nu-i domeniul meu, nu mă bag în alte lucruri decât în partea aceasta de literatură și dacă vorbim de etnologie, cultura populară este tot o sferă a literaturii, a culturii mari și de asemenea jurnalismul este meseria mea. Eu lucrez de 20 de ani în același loc, la ziarul Răsunetul. Mulțumesc, pe care, uite, ne încăpățânăm, a rămas singurul ziar tipărit din Bistrița Năsăud, să-l ducem mai departe, dar este acum și în variantă online, așa cum sunt toate instituțiile de presă, dar la fel ca la radio aici, mă străduiesc ca partea principală să fie legată de lucrurile acestea frumoase, pozitive, să scriem de elevii care aduc premii. De câte ori n-am scris de tine, Cristina, de-a lungul timpului, la câte premii frumoase m-ai adus. Și dăm voie să te felicit și aici cu
cel mai mare drag și cu inima deschisă și cu cea mai mare bucurie. E ca și cum aș fi câștigat eu trofeul pe care l-ai adus la Bistrița, Crizantema de Aur. Ești un om deosebit și Bunul Dumnezeu ne-a dat o voce extraordinară de care ar trebui să avem și noi grijă, pentru că vocea o avem. Tu ești un om extraordinar, iscusime, inteligență o ai, dar trebuie să avem și noi grijă cât mai mult de tine. Deci tot ceea ce fac este legat la partea de etnologie, de exemplu. Eu îmi culeg povești pe care le pun în cărți, am câteva cărți aici, și poate lumea comentează, să zic, păi culege povești, le adun cele... Dar când ai la o carte, cea mai recentă a mea este, carte este Poveștile Paștelui, tradiții vii din Bistrița Năsăud, când o carte este editată în 10.000 de exemplare, este un mare lucru, pentru că de obicei poeziile le scoatem în 100-200 de exemplare, de volume. Când este editată în 10.000 de exemplare, când ai prefața scrisă de Sabina Ispas, care este academician, este cel mai renumit etnolog din România, înseamnă că ceva contează din ceea ce fac eu. Și dacă doar câteva din poveștile acestea pe care le-am adunat din culegerile de lirică populară vor rămâne, eu cred că sunt un om câștigat. Deci nu fac foarte multe lucruri. Fac lucrurile doar la care mi-s dragi sufletului. Da. Și aceasta faci și tu. Și unde te regăsești. Și unde exact te regăsești. Pentru că dacă aș face ceva ce nu mă regăsesc, s-ar simți. Uite, probabil cei care ne urmăresc se întreabă, păi de ce să aduci un etnolog într-o emisiune de muzică populară? Păi, pentru că și un etnolog face parte din juriile celor mai importante festivaluri, pentru că un etnolog este foarte atent la detaliile de pe scenă și ei au un cuvânt de spus, pentru că și ei țin foarte mult la cultură, la tradiții, la tot ceea ce ne reprezintă pe noi ca și popor român. Și dăm voie să te întreb, cum te-ai apropiat tu de muzica populară, de cultură? În primul rând, ca oricare dintre noi, ascultându-o, crescând cu ea în casă și mai apoi ajungând, iată un lucru interesant pe care îl spun acum, ajungând, prima dată urmăream, era doar televiziunea română, când eram eu mic copil, pionier. Și urmăream Tezaur Folcloric și mi-era tare dragă doamna Valeria Peter Predescu, de câte ori o vedeam în emisiune. Și eu, copil în clasa 6-a, 7-a, m-am gândit, măi, cum să-i scriu o scrisoare doamnei Valeria? Să-i spun că îmi plac cântecele ei de atunci. Și am scris o scrisoare și am trimis-o, țin minte că am trimis-o, Centru Creație, Valeria Peter Predescu, Centru Creație, Bistrița. Și a ajuns scrisoarea și scrisoarea aceea, cine citește cartea Destin a doamnei Valeria Peter Predescu, este așezată acolo, scrisoarea unui copil. Adică eu am iubit curat și din dragoste cântecul popular al nostru, frumos, din țara Năsăudului și din țara Bârgailor și din toate zonele. Mai apoi am ajuns la liceu, am cunoscut-o și pe doamna Valeria, cu care, la fel ca și pe tine, ne-a legat o prietenie aparte și am învățat foarte multe lucruri de la dânsa. Iar ați fost și colegi? Și colegi. Și ca să fie mai picantă emisiunea, mă suna de foarte multe ori, mai copile știa că eu, părinții mei, la Dumbrăviță, erau la Dumbrăviță, tata nu mai este, mă suna, mai copile, hai la Ozama. Mergeam la Ozama împreună. Sau era mare lucru pentru mine, un copil venit în oraș aici, de la țară. Așa am crescut cu muzica. De la ea am învățat probabil dragostea asta, ce înseamnă folclorul adevărat. Iar pentru că iubeam foarte mult tradițiile, crescând cu ele, m-am gândit mai departe unde să mă duc după ce am terminat. Deși am terminat liceu profil matematică fizică, în liceu m-am apropiat mai mult de română. Și cea mai frumoasă formulă a fost română etnologie era atunci și așa am ajuns eu la Cluj și de acolo a pornit dragostea pentru... Da, m-am regăsit. Iar mai apoi, întâmplător sau neîntâmplător, m-am regăsit, iată că nu întotdeauna ce faci sau poate ceea ce îți dorești la început se regăsește și în viața de zi cu zi. După aceea am ales drumul presei, pentru că încă din clasa 8-a, 9-a
scriam și aveam o rubrică la Răsunetul, se numea Generația în blugi și directorul de atunci, Adrian Mănarcă, zis, mai copile, tu nu vrei să vii colaborator? Și după facultate am ajuns redactor și sunt 20 de ani de când sunt în presă și nu-mi pare rău pentru că în presă pot face și această latură, să înțeleagă radioascultătorii noștri și cei ce ne urmăresc acum, că eu fac etnologia în momentul de față din drag. Adică nu sunt angajat unei instituții publice, o fac doar din pasiune, dar în același timp încerc să o fac și profesionist, pentru că sunt printre puținii membri din țară ai Asociației Etnologilor din România. Este o grupare ca și Uniunea Scriitorilor, ca și Uniunea Ziariștilor. În toate trei sunt membru, dar se selectează foarte bine, la fel cum tu ești membru în asociația asta voastră, așa, ajută-mă, unde doar Uniunea Artiștilor Interpreție. Da, doar artiști foarte buni, profesioniști sunt acolo. Așa este și cu etnologii. Și nu-mi pare rău că sunt ziarist, pentru că aici pot să mă trag un semnal de alarmă de câte ori doresc eu, asupra modului în care merge mai departe sau nu merge mai departe tradiția. Pot să trag un semnal de alarmă. Asta nu înseamnă că am ceva cu cineva sau încerc. Știi cum era doamna Valeria Petrescu? Da. Spunea în față pentru că, și nu spunea din răutate. Ne mai scutura așa decât o mânecă. Vezi că nu faci ca bine. Ca să ne purtăm noi mai... Da. De ce să nu ne purtăm noi? Uite ce fain suntem astăzi, hainele noastre și să fim toți o uniformă sau un cântec, să fiți toți același rin. Hai să mai rămânem și la rădăcină câte un pic. De obicei, atât tinerii interpreți cât și generația de aur trebuie să fie foarte atenți la ceea ce cântă, la temele pe care le aleg, la textele pe care ei le așează pe o linie melodică. Cum este în poezie? Da, să știi că și poezia este inspirată, poezia de calitate, este inspirată tot din trăirile pe care le aveau oamenii și în trecut și în prezent, din trăirile din vatra satului. Ne-am pierdut cum ne-am păzit să ajungem, aveam în mașină o cărțulie mică, se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandri. Vasile Alexandri a fost cel care a adunat foarte multe poezii populare, adunate și înapoi la popor date și vorbește atât de frumos acolo despre țăranul nostru, care într-adevăr mulți dintre poeții de astăzi nu mai pot să surprindă ce a surprins poetul anonim. Și spunea Bartolomeu Anania, care este și un mare cărturar, avem centenarul nașterii lui, că lirica noastră populară este o adevărată bijuterie și trebuie să avem grijă de ea. În poeziile mele mi-am adus una din cărți, Crucea Nopții. Crucea Nopții de ce? La noi se zice Crucea în miezul nopții. Din miezul nopții încet, încet apar zorile, vine lumina, vine speranța. Și și această carte a mea este cumva inspirată din vatra satului tradițional. Eu prin aceasta am câștigat cumva, pentru că dacă venim toți doar cu poezia postmodernă, toți scriam despre lebăda de pe asfalt, despre ce se întâmplă în suburbii, atunci cumva nu te poți diferenția. Dacă eu am venit și am zis, la un moment dat aveam o poezie, faceți loc în rândul de față, în rândul din față, vin bătrânii mei simpli și tăcuți, adică, cine-s bătrânii, ce se întâmplă? Hainele lor sunt miros a mere și fân și așa mai departe. Cât de frumos! Deși duce cu gândul la acasă. În special cei care sunt plecați de foarte mult în străinătate. Cu ce își mai alină dorul până la urmă? Cu un cântec pe care ei reușesc să-l asculte sau cu o astfel de poezie pe care ei au ocazia de a o citi? Așa este. Și avem foarte multe poezii, uite că tot ni se întâmplă și pomeneai de festivalurile pe care le avem și de membrii juriului. Eu sunt foarte atent și la texte acolo. Eu pe latura aceasta, pentru că deja, nu știu dacă e
deja am o experiență, tot culegând-mă pe teren, tot ascultând poveștile oamenilor, o să apară în curând o carte cu poezii populare din Bistrița Năsău și cu cântece pe care cântece mai puține, pentru că nu mai prea sunt oamenii cânt acum de la televizor. Da. Dar poezii mai aveau. Și și deja cunosc repertoriul, dacă mă vin dintr-o zonă sau din alta, sunt foarte importante și mesajele, că dacă ai un cântec ritmat, vesel și tu vii acolo și te plângi în cântecul ăla, nu se potrivește. Sau depinde, nu trebuie să împopoțonezi, nu trebuie 1000 de textieri în ghilimele de astăzi și de compozitori. Am observat că fără a cunoaște nici zona, nici... Ei fac texte. Fac texte, nu, fără a cunoaște nici ție sufletul, nici... Trebuie să se vibreze și după. Fac texte și compozitorii. Toți acum apar compozitori. Cumva merg lucrurile astea mână-mână și este o afacere bună pentru unii, pentru că toată lumea își dorește să cânte. Și eu, dragii mei, mi-aș dori să cânt, dar n-am voce și nu vreau să fiu penibil, că îți alță penibil fără voce, care nu-și dau seama, dar eu cred că la Dumnezeu ne dă la fiecare cât e un dar și cât e un har. Dacă eu pot să scriu, mă duc pe segmentul acesta. Dacă altul poate să cânte foarte bine, trebuie să promoveze acest lucru. Nu putem să ne băgăm în toate, că nu avem cum. N-avem loc. Pentru că de-a lungul anilor ai fost foarte, foarte premiat. Iată că și de această dată munca ta nu a fost lăsată deoparte și a ajuns un premiu foarte frumos din Liban, chiar zilele acestea. Și vreau să ne povestești despre ce este vorba, ce s-a întâmplat, cum ai fost jurizat, pentru că tu fiind la Bistrița și evenimentul s-a petrecut la Liban. Da, în Beirut. Cum ai venit tu? Cum am venit de la Târgoviște. De la Târgoviște. Săptămâna trecută cred că ai fost aici în studio și ai prezentat premiul, nu? Da, am vorbit. Da, ați vorbit? Da, da. Așa, cum am venit eu la Târgoviște. În premieră, vreau să zic, ieri a ajuns. Deci este un premiu pentru poezie. Dragii mei, să știți că nu m-am autopropus eu. A venit de la sine. Fiecare țară își propune și fiecare instituție culturală. Eu am fost propus de către Institutul Cultural Român de la Ierusalim, de către oamenii de acolo, pentru că li s-a cerut să facă o propunere și au fost din toată lumea, au fost aproximativ 300 de poeți. Deci s-au făcut propuneri din toată lumea. Poeziile au fost traduse în engleză și în arabă. Și, de către ei, bănuiesc. De către ei. De către ei. De către ei au fost traduse. În engleză au fost traduse, cred că, de către institutul nostru. Și n-am știut o perioadă până în momentul în care mi s-a cerut după aceea o fotografie. Cum să s-ar cere? Dar de ce ți se o fotografie? Pentru că mai apoi a apărut antologia festivalului. Sunt premianți din întreaga lume, din 330 au fost premiați din întreaga lume. Aici sunt eu și tot în costumul popular mi s-a ales. Este un mare lucru, să știți că nu este nimic contrafăcut, adică nici n-am știut la început despre ce este vorba și este mare lucru pentru mine, cel puțin să primesc un asemenea premiu, pentru că iată, până la urmă, cred că ți se recunoaște munca aceasta încet, încet și este o onoare, de ce nu? Trebuia să aibă loc premierea, pandemia a oprit, au venit prin plic ieri, încă am și plicul în geantă aici, că cu niște timbre mai speciale, așa să nu zică lumea că ne mai facem de la serău, știi? Și, da. Dar la anul voi fi în Beirut, invitat de onoare împreună cu băieți într-un recital de poezie. Mesajul și anul acesta și în fiecare an este un mesaj de pace și acest festival este realizat de Uniunea Scriitorilor de la ei din Liban. Sincere felicitări, pentru că iată, acest premiu a ajuns la noi în județul Bistrița Năsăud, ca dovadă că Bistrița Năsăud are oameni talentați.
nu doar bun la suflet, dar și talentați. Și așa, ca să ne înveselim puțin, vreau să trecem de pe Valea Țibleșului în Maramureș. Peste deal? Peste deal, ca să-ți fac viața frumoasă în această emisiune. Nu știu despre ce-i vorba. Că o să afli tu despre ce este vorba. Ne punem căștile? Ne punem căștile pentru că am... Așa, mă iertați că dau rău acum la cameră cu năframă, dar vreau să-ți fac o surpriză. Eu știu că invitatele mele pe care o să le urmărim și o să le și ascultăm, o să și vorbim puțin cu ele. Știu că îți sunt la suflet și te-ai întâlnit cu ele în foarte multe spectacole pe care tu le-ai prezentat. Și dăm voie așa să le spun bună seara prietenelor și colegelor mele, Suzana și Daciana Vlad. Ah, bună seara! Bună seara! Vă salutăm, fetelor! Cu mare drag și noi și ne bucurăm să ne întâlnim măcar așa până ne vom vedea din nou. Îl și pe Paul să ne ajute puțin din regie, pentru că noi nu avem sunet, nu vă auzim. Noi vă auzim, nu știm foarte ce se întâmplă, dar sperăm să avem și sunet, să vă și auzim. E cam departe. Noi vă auzim și chiar... Acum vă auzim. Da? Bună seara, vă salutăm! Am ascultat și noi minunatele voastre povești. Cu mare bucurie și menuz vrem să te felicităm din suflet pentru tot ceea ce faci, pentru tot ceea ce ești. Știi că noi te prețuim foarte mult. Mulțumesc. Și chiar dacă nu am reușit să fim în platou acolo alături de voi, suntem cu sufletul de aici din Maramureș. Noi suntem convinse de acest lucru și uite, pentru că este vorba despre poezie, este vorba despre un om care jumătate din cariera lui și-a dedicat-o și etnologiei, am făcut așa puțin legătura și cu ceea ce faceți voi, pe lângă muzica populară, aveți și o căsuță frumoasă la voi în Maramureș și vreau să vă felicit pentru ceea ce ați reușit voi să faceți acolo și să ne vorbiți puțin despre acest proiect al vostru. A fost o dorință pe care noi o aveam de mult în plan și ne-am bucurat enorm de mult că anul acesta, în vară, am reușit să restaurăm căsuța bunicii. A durat cam așa o lună de zile pentru că am restaurat doar interiorul, dar ne dorim ca în anii ce urmează să putem să restaurăm și acoperișul, să-l facem așa cu draniță, cum era odinioară, și să ne bucurăm de ea. Deocamdată căsuța este făcută pentru noi, este locuibilă, dar pe viitor, cine știe, poate o să ajungă și o mică pensiune pentru iubitorii de tradiție. În momentul de față doar dăm de acolo interviuri și filmăm videoclipuri, așa că vă așteptăm cu drag și pe voi. Cu siguranță o să vă trecem și noi pragul căsuței voastre, pentru că am văzut că de când ați finalizat această căsuță frumoasă, albastru rural, bine spun. Am văzut da, că ați avut foarte multe vizite de la prieteni și de la colegi dragi. Așa este. Ne-au vizitat și colegi dragi, ne-au vizitat chiar... persoane așa care au venit pe neașteptate, doar ne-au bătut la ușă și au spus că vor să viziteze căsuța pentru că au văzut-o pe rețelele de socializare și pentru noi este o mare bucurie pentru că de fiecare dată ne găsesc acasă, deoarece această căsuță este chiar în curtea casei noastre, este căsuța copilăriei tatălui nostru și atunci cumva în memoria lui și în memoria bunicilor noștri am zis că trebuie să o ducem și noi mai departe așa cum a fost ea cândva. Doamne, cât de frumos! Cu siguranță el se bucură și veghează asupra activității voastre. Voi meritați toate vrem aceste lucruri frumoase. Eu deja am emoții pentru că eu vă cunosc sentimentul și îmi doresc doar bine pentru voi. Și vreau să vă felicit și pe plan profesional, pentru că aveți cântece foarte frumoase și eu mă mândresc că vă cunosc și că suntem prietene. Mulțumim! Mulțumim toate, sentimentul e reciproc. Mulțumesc din suflet și vreau să ne vorbiți puțin despre proiectele de viitor. Pe unde o să fiți în următoarea perioadă? Noi tare mult ne-am bucurat, dacă am observat bine, misiunea se numește...
Cât îi țara în lung și în lat, exact, nu? Așa, și noi avem un cântec alături de Costel Popa, cântecul care nouă ne-a dus foarte, foarte mult succes ca și trio și se numește Cât îi țara în lung și în lat, Racan Maramure și n-am aflat și Canardeal n-am aflat. Ia uite ce legătură frumoasă! Da, și chiar ne-am bucurat când am văzut acum pe burtiere, zic că uite ce frumos, nimic nu e întâmplător în lumea asta. Da. Noi pentru perioada care urmează pregătim niște colinde frumoase, pentru că, după cum bine știți, și în Maramure și în zona voastră, colindele sunt binevenite și publicul așteaptă să-i și colindăm. Dar am pregătit intens și niște proiecte frumoase pentru anul care urmează, deoarece chiar dacă ne aflăm perioada asta așa incertă și toată pandemia asta ne-a întors puțin pe dos, am zis că noi trebuie să mergem înainte, să muncim la fel de mult pentru că publicul nostru așteaptă și trebuie să-i înveselim și să le bucurăm sufletele pentru că prea multă tristețe strică și bineînțeles vom continua și proiectul nostru Albastru Rural. Pregătim o nouă colecție de hăinuțe frumoase. Da, o colecție care va fi lansată chiar de ziua noastră, în 8 mai. O să fie o colecție mai măricică, deoarece vrem să respecte și numărul vârstei noastre. O să fie cu picturi modele unicate, ceea ce nu am mai scos până acum și sperăm să fie la fel de apreciate de către cei care ne apreciază și pe noi. Și aceste hăinuțe pot fi și achiziționate de către doritori, bănuiesc. Bineînțeles, bineînțeles, ca de fiecare dată. Noi am început acest proiect pentru sufletul nostru, dar oamenii au rezonat atât de frumos și am zis că de ce să nu se bucure și ei de aceste frumoase hăinuțe la care noi chiar muncim și punem tot sufletul. Sincere, felicitări! Chiar meritați toate lucrurile bune care vi se întâmplă. Și așa, ca să încheiem conversația noastră în armonie, vreau să vă plasez o invitație și aici la Bistrița, pentru că avem foarte multe de povestit și voi aveți foarte multe lucruri cu care să vă lăudați. Dar ca să înveselim puțin sufletul celor care ne urmăresc, eu vă rog din suflet să ne și cântați ceva frumos. Ascultam povestea voastră dinainte de a intra noi în direct cu voi și spunea Menuț, într-adevăr, foarte mulți colegi și noi ne aflăm printre ei, chiar în seara asta o să fredonăm așa un fragment dintr-un cântec compus de noi, atât muzică cât și text. Nouă ne place să ne punem amprenta de fiecare dată și ascultăm foarte multă muzică autentică pentru a merge în acea direcție, dar noi ne apropiem întotdeauna și de folclorul maramureșean, chiar și la anul viitor vom scoate niște proiecte de acolo, de la mama lor. Anul acesta am venit cu un cântec chiar foarte, foarte cunoscut, Mămucă nu mă sfădi, pe care l-au interpretat atât maramureșenii care, din păcate, nu mai sunt printre noi, dar și maramureșenii care duc cu mândrie numele Maramureșului. Și nouă ne place să ducem și aceste cântece, dar, într-adevăr, ne place să avem și noi melodiile noastre proprii și dacă Dumnezeu ne-a dat acest har de a compune, de ce de să ce nu să o facem? Nu. Așa că sperăm să nu fim judecate. Voi sunteți pe filonul tradițional. Eu spuneam de cei care... Da, duc pe alte câmpii orientale. Și noi apropo, acolo vom așa înainte să ne cânte fetele, cum v-ați cunoscut voi? Noi? Da. Cred că prima dată la spectacole undeva, la prezentări, dacă nu pe la spermeze, da, nu mai știu. Da. Așa, și după aceea vreau să spun că de fiecare dată au onorat, deși aveau un program foarte încărcat, au onorat fiecare invitația mea. Sunt două fete extraordinare și eu îmi selectez oamenii și dacă și ele selectează oamenii, dacă ne selectăm unii pe alții și ni se potrivesc drumurile, înseamnă că lucrurile merg bine. Eu le felicit pentru ceea ce fac și nu știu dacă aveți ținute și pentru bărbați, că eu aștept și eu acum ceva din creațiile voastre.
Da, ne gândim și pe viitor o să facem și pentru bărbați. Neapărat. Că deja avem prea multe cereri. Neapărat. Le felicit pentru tot ceea ce fac, pentru că ele promovează în sensul bun tradițiile, pentru că, iată, prin acest proiect îi învață pe tineri să se apropie de ceea ce înseamnă vatra satului de altă dată. De aia îmi sunteți dragi. Trebuie să mergem mai departe, să updatăm folclorul, da. Dar depinde cum o facem, pentru că fiecare și în etnologie, se spune etnologia modernă, adică mergem, ați învățat și voi, mergem mai departe, da? Să ne păstrăm rădăcinilor și voi faceți acest lucru bine. De aia sunteți dragi. Mulțumesc. Și stare de omenie, pe cât îți de cunoscute acum în toată țara și câte proiecte au, de fiecare dată sunt foarte amabile cu noi. Păi numai ele sunt gemenele folclorului. Da. Vă rugăm să ne și mulțumim mult! Așa o să vă cântăm așa câteva fragmente din cel mai drag cântec al nostru, un cântec pe care de această dată noi am dedicat nouă și care se numește Gemenele am fost șomsi. Și zice așa: Verde-i frunza de alun, Doamne ajută și trai bun, două moroșențe azi vă spun. Hai, li, 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 gemenile am fost șomsi, ție lume ți-om hori și ți-om veseli. Dumnezeu o rânduit, pe vecie ne-o unit, șorul viața s-o trăim horin. Hai, li, 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 geminile-am foșomsi, ție lume ți-om hori și ți-om veseli. Ăsta-i dar din cer primit, când pe lume am venit, glasul și dulce de hori. Hai, li, 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 geminile-am foșomsi, ție lume ți-om hori și ți-om veseli. Hai, li, 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 geminile-am foșomsi, ție lume ți-om hori și ți-om veseli. Vă aplaudăm cu inima. Așa, așa, eu cu inima vă aplaud și vă mulțumim din suflet pentru că v-ați făcut timp să ne fiți alături în această seară și invitația mea, să știți că rămâne valabilă. Când mai treceți așa pe la Bistrița, să nu uitați să poposiți și pe la noi. Cu dragă inimă. Mare drag, pentru că avem foarte mulți prieteni acolo și abia așteptăm să ne revedem. Și până la Crăciun trebuie să ne vedem cu ele, că ne trebuie vedem. Să facem Crăciunul împreună. Fetelor, vreau și colindăm. Să spun, da, să colindăm împreună. M-ați salvat că regula emisiunii îmi spune invitatul să cânte live. No, ce mă făceam eu? Vă mulțumesc! A fost o salvare, să nu uiți asta. A fost salvarea mea. Că eu bat aici din gură, dar n-am voce, știi? Eu nu... Păi a spus că astăzi n-a venit cu vocea la el și a zis, hai totuși să nu fiu chiar sunt, așa de rea la sunt puțin suflet. Răgușit astăzi și cum să scot unii. Uite, vocea lui a ajuns în Maramureș. Da, da. Vă mulțumim din suflet și toate gândurile noastre de bine sunt transmise până la voi în Maramureș și Doamne ajută să auzim numai de bine. Doamne ajută și dacă se apropie această perioadă frumoasă și curând vom intra în postul Crăciunului, multă liniște și pace tuturor și multă sănătate. Nu vă grăbiți în a transmite multe mesaje, că stau de cârca voastră ca să veniți să ne colindați în direct. Mai e foarte puțin. Clar, trebuie să ajungem cu colinda, dar în post intră imediat. În decembrie vă faceți timp, să știți, așa, într-o vineri, veniți până la Bistrița, la Radio de Bine. Da. Abia așteptăm. Vă pupăm cu mare drag și să aveți o seară frumoasă. Mulțumim frumos, Suzana și Daciana Vlad de la Maramureș. Cântec frumos și voie bună și au transmis gândurile lor de bine și proiectele pe care ele le au pentru viitorul apropiat. Și noi mergem mai departe cu poveștile noastre frumoase. Iscusimea că ele știu să adapteze, dar cum trebuie, știi? Da. E totuși da. O diferență. Adică nu împrumuți de la alții din alte zone, ci știi să-ți duci mai departe, inclusiv când te cu acesta e pe filonul. De luat aminte. Să nu se abată foarte mult de la ceea ce ne reprezintă pe noi. Nici nu putem să spunem să nu, dar măcar la radio, la televiziuni,
Să mergem cu cât acum, se evenimentele poate, evenimentele private nu ne interesează, adică ne interesează pe aia care suntem acolo. Da, și da, vrem să ne distrăm. Cam o fiecare la un moment dat zice, și așa adică e adevărat. Nu te-ar deranja, dacă ele ar veni și ar cânta nu, altceva deci nu în afară de folclor. Deranjează să se înțeleagă bine. Mă deranjează când suntem pe scenă și transmitem acest mesaj, adică, sau când sau când ducem lumea în eroare, da, de nu mai știu, oare cântă muzică populară, da, cântă etno. Adică la petreceri nu mă altceva deranjează, pentru că și eu mă duc mai rar, recunosc, la petreceri, la anunț, dar lumea așteaptă să cânți acolo pentru fiecare segment de public. Ce mă deranjează, într-adevăr, la anunț, faptul că nu mai joacă 2 cu 2, că nu mai știm juca. Toți suntem într-o horă și nu ne mai păstrăm din tradițiile acestea. Să știi că ai o carte aici care mie mi-a repede atras ți-a fugit atenția. N-am da, adus da, întâmplător. Folclor din Bistrița Năsăud. Este superbă și coperta. Și vreau să ne povestești puțin și despre această carte. Este o carte care a apărut în anul centenarului, Culegeri de folclor, timp de 3 ani, în jurul anului 1980, realizate de Ionciu Botaru. El este de la Institutul Academiei Române de Folclor de la Iași, a venit în cercetare în județul nostru și aici e plin inclusiv pe note, când vede Cristina notele deja mi se bulbucesc ochii. Da, pe note, cântece din Bistrița Năsăud. Nu le-am adus întâmplător, pentru că suntem într-o emisiune în care promovez folclorul și tinerii spun că nu mai este folclor aici, cântecele astea Cristina 80% nu mai sunt. Într-adevăr, poate sunt cântece. Au fost cântate de cineva? Au fost cântate le acules de la oamenii satului. Așa, deci poate ele, unele preluate probabil, între la un timp moment dat ele au fost da, preluate de către cineva. 132 de cântece și jocuri din Năsăud. Ediția a doua a apărut. Prima ediție tot așa a apărut în urmă cu ani. Lucrarea a fost editată prima în 1958, a apărut prima ediție, deci au fost culese în jurul anului 1950 și a fost publicată de Institutul de Folclor București. Iată, iarăși pe note, jocuri, cântece, da, cântece, toate pe note. Deci rușinea mea, eu nu știu ce înseamnă saschiu. Frunză verde de saschiu. Adică bănuiesc că e ceva plantă. Sasciu. E o plantă care crește în grădinuța din față, la noi, pe Valea Țevleșului, să pune această floare și o pun fișorii la club. Un fel de floare. E, uite că la noi nu știu să fi văzut așa ceva. Da, aflu acum. Mai puțin că m-ai făcut asta, cred că o... Da, uite, ar fi bine ca tinerii să aibă această carte în biblioteca pe notele, lor. De și aia pe că note, da. Și eu, e mare lucru, și eu culeg folclorul, am cules foarte mult folclor și nu l-am așezat pe note și atunci nu vă folosește, că sunt poeziile. Aici sunt pe note. Spune unde se găsesc aceste cărți? De unde pot fi? Cartea 132 de cântece și jocuri din Bistrița Năsăud a fost editată de editura Carmides, de domnul Gabriel Țărmure. Deci luați legătura cu el. Cu el. Directorul de la Palatul Culturii. Da. Puteți lua. Cartea aceasta, la altă, se găsește pe internet și eu mi-am comandat-o. A apărut la Iași, dar editura se poate lua de pe internet. Deci, uite, Măicuță că m-ai făcut, este o doină pe care voi ați interpretat-o în festivaluri, mulți dintre trei interpreți, dar ea a fost culeasă de la Ecaterina Gogea, țărancă, în 1955 în Leșu. Deci cu mult înainte de a interpreta doamna Valeria. Doamne, e o variantă mai altfel. Măicuță când m-ai făcut, Doamne, bine ți-o părut că ai gândit să faci ficior și ai jălit, jăliș dor. E mai interesantă. Bine, fiecare, de exemplu, dacă iei doina asta, că spunea și doamna Valeria, ți-o treci prin filtrul sufletului tău, nu înseamnă că rămâne mot-a-mot, dacă un cuvânt, ceva acolo, ți-l așezi după tine, după structură, pentru că multe cuvinte nici nu le mai poți acum folosi, adică nu se mai aranjează pe note, cum nu? Și atunci da, trebuie să-ți faci. Știi tu mai bine, pe muzicologie nu mă bag, că nu sunt un muzicolog, dar se pot, da. Uite câte texte sunt. Inclusiv... Am văzut un mare jurat la un moment dat la
la emisiunea televiziunii române, că zicea că de ce s-a dus o fată cu un bocet. Păi de ce să nu se lasă, mai mergem și cu un boce, măcar pe o scenă să-l mai cântăm, cam cântecele astea morțăși, nu se mai știu aici, sunt și bocete. Deci face parte din ciclu acest al vieții omului. Al vieții, da. Nu se mai cântă de seceriș, nu se mai cântă boce. De-aia să nu mergem că e, nu se mai cântă de leagăn. Și atunci, da. Cu patriotic o să nu mai merem că e cântarea României, ori cânte cu patriotic, e dinainte de cântarea României, să fim serioși. Cu ceptarul să nu mai mergem că nu știu ce, cu traista să nu mai uită și eu am venit aici, stai să-mi iau, așa. Să nu ne-o mai luăm că nu știu ce. Păi dai portul nostru tradițional, cum adică să nu le mai luăm și apoi noi venim și ne îmbrăcăm stilizat și zicem că suntem dași sau romani. Ăsta e portul nostru. Asta, da. Asta ne până reprezintă. La urmă, prin costumul popular întreg, putem să le arătăm oamenilor din ce zonă venim, da, ce zonă reprezentăm. Stai să-ți mai sclipesc un pic ochii. Folclorul țării Năsăudului. Liviu Păiuș. De asemenea, am o culegere extraordinară. Folclorul poetic și este și folclorul muzical, nu mi-l mai găsesc, aici este. Tot ce s-a cules de pe văile Țibleșului, folclorul muzical pe note, episcopul Macarie Drăgoi. Tot ce a cules, e aici iarăși pe note, tot așezat. Deci nu putem să spunem că nu. Dar bun, poate trebuie un pic să le adaptăm. Asta da. sunt de acord. În vremurile noastre de acum. Ler Sfântă Mărie, colii, cornează, am un cornez și eu. Da, colii de pe Valea Țibleșului. De pe Valea Țibleșului, toate aici, spuse și așezate pe note. Da, Ion Pobre Teganu, Someșa Pălina, iarăși, culegeri de folclor. Și apoi știu că și tu și alții v-ați dus și la arhive, a căutat cărți vechi, încă mai sunt. Da, încă mai sunt. Dar trebuie un pic să le mai aranjăm. Aranjate, trebuie foarte, foarte multă atenție în ideea de a vedea ce este cântat și ce nu este cântat. Ce este de pe Valea Bârgăului și ce este de pe Valea Țibleșului. Pentru că nu este același lucru. Dacă eu sunt de pe Valea Bârgăului, păi caut în culegere repertoriul de pe Valea Bârgăului, că eu n-am nicio treabă cu Valea Țibleșului, nici prin costum, nici prin nimic, nu? Da. Uite că să ajung să spun ceva, să mă cer pe mine. Te rog. După ce devii un nume, îți permis să mai cânt și făcea și doamna Valeria, să știi. Să-ți mai permis și un cântec luat de la Dadie Dumitru Ciupa, așa cu poate cu niz un pic de bârgău, sau deși eu avea și doamna Valeria, adică îți permis să reprezinți după ce știu nume tot județul, să zic. Da, da. Îți permis. Da. Că uite, și Maria Tănase a cântat din Ardeal și așa. Dar măcar ține o zona ta. Acum și eu un pic mai indulgent. Că tot zicem, publicul ne cere. Păi publicul cere din... Publicul, știi cum e publicul astăzi? Publicul e de diferite categorii. Un public care cunoaște tradițiile, la fel ca literatura. E muzica populară sau literatura populară sau literatura bună și muzica de consum. Da, da. Muzica de consum și literatura de consum, că ce să trece pe toate tarabele, era Sandra Brown și așa mai departe și-a cumpărat toată lumea pe toate tarabele, la cărți mă refer, și romanele polițiste astea scrise 100 de pagini sau romanele de dragoste ca să citească doamnele în autobuz sau nu știu unde, dar aia nu-i literatura mare, aia nu rămâne, la fel cum cântecul de consum nu rămâne. Ăla rămâne acolo la petreceri și așa și cu timpul alea o să vezi, o să cer tot alte, cine știe ce mai... Și o să ajunge Cristina să fie foarte cerută la mai multe evenimente și o să trimis holograma, o să cânți în tăte și o să faci o groază de bani și eu tăi cu cărțile. Și tăi cu cărțile rămâi. Tu scrie cât mai multe cărți de genul, tu du-te pe Valea Țibleșului, hai și pe Valea Bârgăului și începe a culege folclorul. Că ne gândim că de aici la evenimente. Deci s-au ajuns la luxul luxului, la cerințele cerințelor. Deci mai mult... Unde vom putea, sau în tehnologie, unde vom mai putea merge, știi? Numai să ne punem hologramele. Și da. Noi doi stăteam la... Că acum era programat evenimentul mai departe. Un eveniment foarte frumos, dar noi am fugit de acolo la radio. Noi stăteam acolo și dau holograme, povesteam. Erau aici, în studio, da. Da, mai glumim că ce să facem. Da. Uite, vezi că ai vorbit și de partea asta cu cântecele pe care unii le iau și zic, reprezint județul Bistrița Năsăud.
Și eu am făcut lucrul acesta până și la urmă. Și te-o sfătuit cineva? Și nu m-a sfătuit nimeni, pentru că eram la început de drum și trebuia să pornesc de undeva. Dacă nu ai un repertoriu al tău, bine, nici nu m-am îndepărtat de adevăr, adică am rămas pe tradițional. Am căutat, ia să văd, care sunt artiștii județului Bistrița-Năsăud din generația de aur. Să văd ce repertoriu au avut ei, unde mă regăsesc, ce cântec din repertoriul lor s-ar potrivi pentru mine. Deci, cam așa văd eu lucrurile care ar trebui să meargă pe făgașul normal. Evident că odată cu trecerea anilor, mergi prin spectacole, mergi prin concursuri, te călești, te formezi și apoi e musai să-ți creezi un repertoriu al tău, să se combine foarte bine și cu personalitatea ta și cu trăirile tale, ca tu să poți transmite mesajul publicului. Deci lucrurile se cam leagă așa una de alta, dar spre surprinderea mea am avut cântece care au fost cumva și în festivaluri, deși erau autentice, un joc de-a lungul de pe Valea Bârgăului, doar pe Valea Bârgăului se joacă de-a lungul, și ei au preferat să cânt din repertoriul regretatei Valeria Peter Predescu. Adică până la urmă mergi un pic și pe instinctul juriului și oamenilor de specialitate. Da, când preselecție voi veni și vi aduceți două, trei piese. Da. Pune-o pe aia sau pe aia la altă. Da. Apropo, de festivaluri. Pentru că ai fost foarte des în juriile festivalurilor de folclor. Care a fost cel mai mare șoc într-o preselecție? Așa să zic, o surpriză neașteptată. Da, am fost încă de la început în ambele festivaluri bistrițene, că aici am fost mai mult. Valeria Peter Predescu și Pană de Păun. Deci în toți acești ani eu am fost în juriu și ca reprezentant al presei, ți-am spus, mă uitam la, ascultam și cam partea ca linia melodică, ca și text. Text. Și prezența celui care vine în fața noastră mă șochează, nu știu dacă am un eveniment, dacă am, să spun așa, mă șochează faptul că unii s-au înscris, n-au mai ajuns, s-au întârziat, sau dacă îți dorești să vii, ți-ai trimis fișa tot, n-ai mai ajuns, dar nu asta. Faptul că, iată, mergi într-un festival și nu te documentezi dinainte, adică să vezi, a venit cineva la un moment dat, nu mai știu așa, și nu știa că trebuie și o doină. Apoi eu nu doinesc. Că la noi, la ambele festivaluri, trebuie și bănuiesc că peste tot în țara. Da, peste tot este da. Așa, da. Da. Apoi da. Eu nu doinesc, am venit cu două cântece de joc. Păi du-te la nuntă cu cântecele alea după ce ai venit la festival. Pentru ce n-ai citit regulamentul? Da, deci n-a citit regulamentul și a venit de undeva, nu știu, de departe. Și apoi, pentru că a fost, vezi, tot juriul e bun și juriul e bun, că a venit de departe, n-o te duci afară, îți pregătești o doină, nu știu ce, dacă așa, n-a trecut preselecția, bineînțeles că dacă auzi că nu știe doinii, nu știe nici doinii, da, înseamnă că a știut că vocea, dar atunci nu mai mergi la festivaluri. Ce mă șochează e faptul că, și aici nu înțeleg eu ce ne dorim, că eu sunt de acord să cântăm, să punem pe YouTube și colaje, cover-uri de manele, ca să le spunem așa, da. Și așa mai departe. Dar ce ne dorim? Ne dorim să batem țara în lung și în lat la toate festivalurile și a doua zi punem un cover de manele. Noi suntem la festivale în opinci și așa frumos și nu știu ce și dincolo. Adică lasă-le alea, nu le pune, sau mai lasă măcar o lună, două să treacă, nu acum ai luat trofeul și mâine vii cu cover-ul. Hai cu o piesă tradițională și după aceea vină și cu... Uite, vezi că sunt gătăitor, că înainte nu vă lăsam să puneți nimic pe YouTube. Nu era iertător deloc. Adică și... și cu presa nu te poți spune rău, că imediat scrie articolul. Nu, dar dă și laturile acestea tradiționale, măcar o parte din sufletul tău, dacă ai luat un trofeu, înseamnă că ești bun și pe partea aceasta. Da. Dă și aici, mai acordă și aici puțin timp, pentru că e păcat altfel. Adică unde e sufletul tău? Aici sau dincolo? Nu, aici e cu dubul. Da. Și nu poți condamna, deci nu poți condamna tinerii pentru că nu le poți asigura tu
un salariu, ca să spunem așa, într-o instituție, avem foarte mulți tineri și în județ care nu sunt cu trofee, da, sunteți da. Câteva tinere extraordinare, care nu sunt susținute și ar trebui susținute, adică nu sunt angajate într-o instituție pe ceea ce au adus ei laurii județului. Adică pe partea asta de folclor, ca voci bune ale țării, nu ale județului. Și sunt alții care ocupă alții care ocupă un post fără a avea nicio legătură, fără a avea niciun concurs la activ, da, fără a avea, da. Nu mai comentăm. Da. Da. Și atunci, eu nu mai pot, Cristina, că de-aia uneori și eu mă amărăz, nu mai pot să vin ție, nu, eu îți mai spun, da, dacă vrei mă asculți, dacă nu, nu, nu mai pot să vin să spun, păi Cristina, de ce ai cântat de aia sau de aia? Nu-i cazul tău, dar te dau exemplu, ca exemplu, nu da. Să supere alții, știi? Pentru că tău îmi spui, dar ce îmi dai, dacă îmi dai tu mie, adică cum să trăiesc și eu, că și eu am de plătit o factură, așa zicea doamna Valeria, am de plătit gazul și curentul, trebuie să mergem, de pe ce, de bine, de rău, unde ne teamă, primim, nu dăm, trebuie să mergem. Da, deci nu pot să le mai spun tinerilor, dar trebuie să avem un pic și responsabilitate, adică nu le poți interzice că n-ai cum, că n-ai niciun drept. Da, să da. Nu cânte la petreceri sau așa mai departe. Dar dacă sunt talentați de la Dumnezeu și au și trofee și așa, ar trebui să meargă un pic și pe linia asta tradițională. Și aici e păcatul. Și știi ce mai e păcatul? Că artiștii profesioniști, 90% dintre ei, ceea ce promovează în afara scenei, că acolo nu îi lasă domnii directori, în afara scenei devine model pentru tânăra generație. Și vedem ce promovează în afara scenei. Și apoi dacă profesionistul plătit de stat face lucrul ăsta, eu cum să-i spun la un copil, tu nu face. Da, nu. Da. Azi cred că mă confesez. Astăzi, da, dar cam prea târziu. Nu, ne-ar mai trebui așa încă vreo 2 ore de emisiune. Păi n-am povestit de Crăciun, de sărbători, da, trebuie să venim să ne... Da, uite, am ajuns la finalul emisiunii, dar vreau să scot promisiunea de la tine în direct că o să ne mai treci pragul radioului. De fiecare dată cu mare drag, pentru că subliniez încă o dată la final, atât tu cât și Iulia sunteți tare dragi. Cu Iulia am petrecut timp frumos și la ziarul Răsunetul și la Radio Some și în multe instituții media și este un om deosebit și o felicit pentru acest proiect și când e de bine vreau să fiu și eu. A, când e de rău vreau să fug. Îți mulțumesc tare mult. Unde e bine? Îți mulțumesc tare mult, Cristina. Cu mare drag și eu îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai acceptat invitația. Îți doresc multă sănătate, să ai parte de sărbători fericite, să străiască familia, să fie sănătoși, să te bucuri de ei și spor în tot ceea ce ți-ai propus să realizezi așa pe final de an și anul viitor. Mulțumesc mult și când ne mai vedem o să apară un proiect deosebit, Spiritul Locului, județul Bistrița-Năsăud, prin ochii scriitorilor. Începând cu Nicolae Iorga, cum ne-a văzut județul, cu înaintașii noștri, Rebreanu Coșbuc, fiecare selectat cu câteva rânduri despre Bistrița sau Năsăudul, care să vedeți ce frumoase sunt. Să ne promovăm județul Bistrița-Năsăud, să promovăm Lada de Zestre și oamenii frumoși și îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc din suflet, dragii mei, până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte numai de bine și să fiți sănătoși. Doamne ajută! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!